Bună ziua și bine ne regăsim la Cărțile Săptămâni. Începem cu o carte compozită, semnată de Lilia Ciupercă. Vese și proză, a apărut la editura Studis în anul care a trecut. Avem, cum și spunea autoarea, și versuri și proză, citim câteva versuri. Vocea tainică a intuiției mele împlăsuiește, că nimic nu mă rărează mai mult decât lacrima locușului pe scara de mătase, până în împărăția grejului de amărat. Felicitări de Ilea Ciupercă pentru cartea apărută la Studis în anul care a trecut. Avem și o carte de dialoguri între Cristian Tamaș și Pușa Nord, în care aflăm foarte multe lucruri interesate de activitatea celor doi autori, dar în principal în viața și preocupările culturale a lui Cristian Tamaș. Îi felicităm, cartea apărut la Ars Longa în anul care a trecut, în 2022. E o carte care se citește cu interes. Avem și două traduceri. Adonis, traducere semnată de Caterina Frâncu. Adonis, pădurea iubirii din noi. Este tradusă din franceză. Adonis este unul de mare poeți arab. Și cred că interpretarea Caterinei Frâncu este una benefică pentru iubitorii de poezii. Un filozof interesant și cu opinii foarte aplicate, Jacques Attali, apare la Poliglot în traducerea Mahamandei Jean Renaud, cum să le apărăm pe critile următoare. Este o carte instructivă și aproșată la același, pentru că ne pune la consonanță cu viața globală a economiei și a vieții sociale, una din cele mai agitate perioade ale planetei. Cu una din cele mai agitate perioade ale planetei. Felicitări, cartea a apărut la Poliglot în anii care a trecut. Felicitări tuturor pentru cărțile frumoase publicate. Vă doresc să vă mulțumesc.